și pentru că am avut acest scooter pentru câteva zile la test pentru a vedea cum e efectiv prin București și printr-un oraș aglomerat cu un scooter comparativ cu o motocicletă și am filmat și am postat deja un videoclip în care am discutat destul de multe lucruri și am făcut o scurtă comparație între o motocicletă normală și un scooter. Astăzi am zis să facem un review primului scooter pe care l-am avut pe mână. Este vorba despre SimJet 14 Euro 5. Un scooter de 125 de centimetri cubi, care, așa cum îi zice și numele, este cu normă de poluare Euro 5 și vine echipat cu jantele 14-5. De ce 14 și nu 10 sau 12, cum vin în mod normal și modele asemănătoare? Păi asta pentru o dinamică mai bună și pentru o manevrabilitate mai ușoară. Treci mult mai ușor peste liniile de tramvai, peste gropi și peste tot felul de intemperii pe care le găsești în traficul de zi cu zi cu o jantă mai mare. Jantele de 14 sunt cele specifice maxi-scuterelor, iar cele de 50, de 1.25 de cele mai multe ori vin cu jante de 12. Aici avem o mică combinație pentru că și el în sine e destul de voluminos comparativ cu ce am văzut la alte firme sau la alte modele. Dar asta pentru că arată bine și pentru că dă senzația unui motor mare, puternic, voluminos, stăpân pe sine și care nu se lasă intimidat de ceilalți participanți la trafic. Și așa și este, pentru că dacă atingem acum un pic gazul și o să încerc să nu o fac pentru că s-ar putea să fie radar în față, ajungem la viteze mai mari decât m-aș fi așteptat, adică peste 100 de km la oră, iar cu 100 de km la oră în oraș rămâi rapid fără permis. De ce am vrut să fac acest review? Pentru că mi se pare ceva nou, mi se pare ceva drăguț și pentru că mi-am dat seama că oamenii de fapt nu au ajuns să conștientizeze cât de util poate fi un scooter. Plus de asta m-am plimbat cu el undeva la 400 de km, a fost drăguț, am făcut un singur plin în tot acest timp și mai avem deja două liniuțe, adică consumă clar mult mai puțin decât o motocicletă normală, dar ajungem și la consum cât de curând și este ceva nou, este ceva diferit și clar este ceva pentru o persoană care vrea să se plimbe în mare parte prin oraș. Dar asta nu înseamnă că nu putem să mergem la touring și la drum lung cu el. Totuși, în momentul în care prinde viteze de peste 100 de km la oră, iar consumul este unul aproape infim, este o opțiune pe care o putem lua în calcul. În primul rând, ce observăm noi aici este bordul, care este destul de simplist. Avem un bord ce arată turațiile, adică de la 0 până la 10.000 de ture, plus viteza pe care o avem în momentul actual, apoi odometrul, avem în momentul de față 440 de km pe acest scooter, este ca nou, nu este scos nici măcar din rodaj și mergem liniștit cu el pentru că nu vrem să dăunăm propulsorului. Apoi indicatorul de benzină, care din nou mi se pare interesant și util, mai ales în momentul în care consumă atât de mult și efectiv uiți să treci pe la benzinării. După care ora este 15.25 și putem schimba două lucruri în bord. Avem două butoane pe care dacă le apăsăm vom ajunge pe trip, dacă mi-aduc bine aminte, da, adică avem 360 de km de când am resetat tripul și un voltmetru integrat care arată încărcarea. În momentul de față se încarcă cu 13.5 V. Asta înseamnă că avem o încărcare bună, că releul este ok și că nu vom avea probleme în viitorul apropiat cu bateria. Mie îmi place să țin ceasul și odometrul. Cam așa folosesc de obicei orice motocicletă și cred că e un lucru pe care vrei să-l vezi tot timpul. Iar controlele pe care le avem sunt cele normale, adică accelerație, care este la absolut orice, frână față, frână spate, semnalizare stânga, dreapta, claxon, fază scurtă, fază lungă, iar dacă apăsăm pe acest buton în jos, vom ridica șaua. Este un lucru drăguț pe care l-am observat pentru prima oară pe acest model. Ține foarte mult de preferințele fiecăruia, dar mi se pare drăguț să ai un astfel de buton. Dacă ne uităm în jos, avem o suprafață plată unde ne putem pune picioarele și unde ne putem poziționa exact cum vrem noi pentru un confort crescut, plus o zonă destul de alungită pe părți unde ne putem întinde picioarele în cazul în care avem o înălțime mai
mare. Vorbisem și cu cei de la SIM și au spus că este una dintre cele mai bune opțiuni pentru persoanele înalte. Pentru că de cele mai multe ori pe scutere am înțeles că problema este în momentul în care genunchii ajung la nivelul ghidonului, iar ghidonul efectiv lovește în genunchi. Dacă se întâmplă asta, clar nu o să fie o plimbare plăcută și e imposibil să nu te lovești și să te incomodezi singur. Și încă un lucru care mi s-a părut foarte drăguț este acest cârlig care se poate ascunde pentru a nu te lovi în el. Țin minte că am avut un scooter acum o grămadă de timp. Din nou am spus povestea într-un videoclip anterior, cum am avut scooter de la 11 ani, cum am plimbat, făceam uliuri cu el și m-am prostit. Efectiv acolo am învățat eu să merg pe două roți, dar țin minte că aveam un cârlig în fața unde mă loveam tot timpul. Iar aici este rabatabil. Putem să avem un cârlig pentru a ne pune aici o sacoșă sau putem să cărăm ceva mai mare și dacă nu vrem asta, putem să-l întoarcem invers și să nu fie nimic. Un feature destul de interesant pentru că știm cu toții am folosit un astfel de scooter în momentul în care mergem să facem cumpărături sau avem ceva de cărat pe el. Dacă avem o motocicletă, clar trebuie să ne folosim de un top case, de un side case sau poate chiar de un ghiozdan. Să car lucrurile acestea în spate, o să schimbe și centrul de greutate și echilibrul și o să fie o plimbare mai puțin plăcută. În schimb, aici punem totul aici, le ținem foarte ușor cu picioarele și nu mai avem nicio problemă. Dar gata cu vorba și hai să trecem la prezentarea acestui scooter. Așa cum am spus, aceasta este mica bestie și spun asta pentru că avem un motor de doar 125 de centimetri cubi, care este mai mult decât suficient pentru oraș. Un motor de 125 de centimetri cubi cu 4 valve pe cilindru, 4 timpi și cel mai important, răcire pe apă. Se poate observa asta foarte ușor în partea inferioară, imediat lângă eșapament, pentru că avem și un mic radiator. Ce răcește în același timp lichidul și permite motorului să stea în parametri. Deși este un scooter care pare mai mare, el este destul de mic și fâșneț. Spun asta pentru că de cele mai multe ori, din câte am observat, scooterele sunt făcute să fie cât mai slim, cât mai subțirele și cât mai manevrabile. Chiar dacă nu este cazul, SimJet 14 pare un pic mai mare, pare puțin un maxi scooter, dar chiar și așa a păstrat manevrabilitatea specifică unui mic scooter. Cu doar 12 cai putere la 8000 de rotații pe minut și 11 Nm cuplu, poate fi condus legal chiar și cu categoria A1 și chiar și de către cei care au categoria A, dar vor ceva fiabil pentru oraș. Dacă ne uităm în partea din față, observăm o furcă normală, ce nu merge reglată, dar este absolut normal în gama aceasta de preț. Însă, în partea din spate avem două amortizoare ce pot fi reglate pentru preîncărcare și pentru a ne oferi nouă o plimbare cât mai confortabilă. Tot aici găsim și un disc de 220 de mm cu un singur pistonaș pe etrier, iar în partea din față avem un disc de 260 de mm ce oferă o forță de frânare mult mai mare și mult mai eficientă în același timp. Și pe lângă asta avem și sistemul ABS oferit de cei de la Bosch, care ajută la o siguranță sporită. Tot în partea din față putem observa și designul agresiv adus de cei de la SIM pentru un scooter de doar 125 de centimetri cubi. Știu că pe modelul de 50 de centimetri cubi nu găsim benzile LED de pe lateral, dar găsim aceleași faruri care pe timp de noapte produc suficient de multă lumină pentru a vedea drumul fără probleme. Tot pe LED este și stopul din spate, însă doar semnalizările sunt pe becuri normale, destul de vizibile, la fel, arată destul de drăguț și în partea din față și în partea din spate și cel mai important, chiar și pe timp de zi, sunt vizibili. Un alt lucru evident pe care îl observăm cu ușurință este spațiul suficient de mare cât să punem bagaje, poate chiar un ghiozdan și cel mai important pentru a avea o poziție confortabilă în partea din mijloc. Asta înseamnă că putem să ne întindem picioarele după bunul nostru plac, pasagerul are suficient de mult spațiu pe șa și cel mai important, în momentul în care lăsăm scărițele jos, stă confortabil, iar aici găsim încă un lucru folositor și este vorba despre un mic torpedou în care se află o priză de USB și suficient de mult spațiu pentru a depozita un telefon, un portofel sau poate chiar lucruri mai mici pe care nu vrem să le pierdem. Totuși, nu știu dacă mi-aș pune încrederea într-un sistem atât de simplu, pentru că probabil de la o groapă mai mare sau poate chiar de la un accident, sunt sigur că se poate deschide fără nicio problemă.
dacă vrem să mergem undeva și să lăsăm ceva la încărcat. Poate o baterie de cameră, poate un telefon, sunt sigur că putem face asta. Dar cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să nu plecăm de lângă motocicletă, pentru că nu se blochează. Și chiar dacă luăm cheia din contact, acesta poate fi deschis de către oricine. Șaua se poate deschide în două moduri. Primul ar fi răsucirea cheii în contact, în sens invers, și aceasta se deschide. Sau un lucru mai interesant, o închidem la loc, punem contactul, poate de cele mai multe ori pentru a nu opri motorul, și ne folosim de butonul de fază lungă. Apăsându-l pe acesta printr-un sistem electronic, sistemul dă drumul șeii și noi o putem ridica. Unde găsim un loc suficient de mare pentru a introduce o cască full face și în același timp și rezervorul. Un rezervor de 7,5 litri care, odată ce l-ai umplut, poți să mergi liniștit cel puțin 200 de km fără să-ți faci griji în ceea ce privește benzina. Pneurile găsite pe acest scooter sunt puțin mai neobișnuite. 100 pe 90 pe 14 pe față și 110 pe 80 pe 14 pe spate. Acest lucru permite evident și mutarea centrului de greutate mai jos și în același timp coborârea șeii până la 770 de mm. Eu la 1.73 ating mai mult decât suficient pe un astfel de scooter, ating cu toată talpa atât pe o parte cât și pe cealaltă, am piciorul îndoit și am suficient de mult control cât să pot să las motorul până într-un unghi mai mare fără să cadă. Pentru persoanele mai mici de înălțime este o opțiune bună de luat în considerare dacă cumva se întâmplă ceva și scapi motocicleta, poți să treci repede cu piciorul, să o ridici. Și cel mai important, nu te lovești. Ridicăm scuterul pe cricul central pentru că da, are și așa ceva. Și o să vă arăt exact poziția pe care o ai în momentul în care mergi cu el. Cam așa ar sta orice rider în mod normal, iar pasagerul, mai mult ca sigur, într-o poziție asemănătoare, stă confortabil. Pentru că este o poziție normală, este o poziție naturală și șaua este moale. Un singur test pe care nu l-am făcut, sincer, și sunt curios. Dacă motocicleta vrea să pornească pe cricul central? Cred că da. Da, însă dacă îl oprim și ne dăm jos de pe cricul central și punem cricul lateral, evident motocicleta nu va porni, pentru că este un sistem de siguranță. Oricât de mult ar învârti electromotorul, aceasta nu o să pornească până nu ridicăm cricul. Fiind un scooter, nu trebuie să facem altceva decât să accelerăm pentru ca acesta să plece. Iar acum concluzia. Motorbike, ce crezi? Merită cumpărat un astfel de model sau mai bine ne orientăm spre o motocicletă? Acum trebuie să fiu sincer și să spun că trebuie să ne gândim foarte bine pentru ce ne cumpărăm o motocicletă. O cumpărăm pentru touring, pentru drum lung? Nu, s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune. Putem să găsim un scooter mai mare, cu o capacitate cilindrică mai mare, cu o putere mai mare și cu o autonomie mai mare. Sau putem să trecem la o motocicletă. Aici, clar, și prețul va fi diferit. Vrem să mergem sportiv pe curbe? Nu. Din nou, nu este o opțiune pe care trebuie să o avem în calcul. Vrem să ne plimbăm prin oraș, liniștiți, cu viteze destul de mici, să nu exagerăm, să găsim un motor care să ne ierte, pe care îl putem folosi chiar dacă suntem începători și să ajungem de la muncă până acasă și înapoi, sau să facem naveta și să ne deplasăm mult mai rapid decât cu o mașină prin orice oraș? Da, clar, este o opțiune pe care o putem avea în vedere. Iar asta pentru că avem o grămadă de beneficii și de avantaje. Și ca de obicei vom începe să dăm notele corespunzătoare. Și vom începe cu aspectul. Iar la aspect trebuie să recunosc că arată bine. Iar aici va primi nota 6. Pentru un scooter, da, mi se pare că arată frumos, chiar agresiv. Bordul arată decent, nu rău, nu bine. Nu pot să spun că este cel mai drăguț, dar nici cel mai urât. În schimb, în momentul în care ajungem în partea frontală, farul, benzile de LED îi schimbă cu totul și cu totul aspectul. Nu mi se pare într-adevăr cel mai drăguț scooter sau cea mai drăguță motocicletă, dar clar arată mai bine decât multe alte modele și tocmai de aceea cred că nota este bine meritată. Apoi ajungem la manevrabilitate, unde pentru prima oară vom acorda nota 10. Este probabil cel mai manevrabil vehicul pe care l-am condus până acum. De ce spun asta? Pentru că deși ora nu este una la care oamenii ies în trafic
și nu vom avea o grămadă de cozi. Vom întâlni cât de curând, o să vedeți, e București, e inevitabil să nu întâlnim cozi și vom observa cât de ușor ne strecurăm, cât de ușor ajungem în față la semafor și cum plecăm primii de acolo. Este agil, este ușor de mișcat de pe o parte pe cealaltă, brachează extraordinar de mult și am mai spus asta cu sportivă și chiar și cu un naked nu mai putea să faci asta. Apoi vom ajunge la popularitate, iar aici va primi nota 3. Este o notă mică pentru că Sim este o firmă destul de nouă în România și cred că începutul este aici. Oamenii vor începe din ce în ce mai mult să descopere produsele și vor realiza probabil cât de curând, cât de util este așa ceva prin orașele aglomerate. Sunt sigur că lucrurile vor evolua într-o manieră pozitivă pentru toată lumea, iar aceste modele sau poate chiar unele asemănătoare vor popula orașele mari din România. Trebuie să recunosc că înainte nu eram neapărat atent la scutere și nu am văzut o grămadă de modele asemănătoare cu acesta prin București. Însă după ce m-am documentat puțin și am început să acord mai mult atenție, mi-am dat seama că am văzut deja câteva modele prin București care ajung chiar și la 20.000 de kilometri. Apoi ajungem la accelerație, unde va primi aceeași notă. 3. Nu este cel mai rapid vehicul de la 0 la 100 de km la oră, dar este mai mult decât suficient prin București. Ajungi primul de la semafor, pleci primul de la semafor și faci față cam oricărei mașini cu până în 200 de cai putere. Dacă vrea cineva să te depășească și să-și pună mintea cu tine, atunci garantat va face asta, te va depăși și probabil va ajunge acasă satisfăcut că am trecut o persoană cu un scooter de 11 cai putere și vom continua în aceeași manieră și pentru top speed, unde va primi tot nota 3. Cu o viteză maximă de undeva la 110 km la oră, pentru ce este el gândit și pentru ce trebuie folosit, nu cred că este nevoie de mai mult. Sunt note mici, da, într-adevăr, dar trebuie să ne gândim dacă avem nevoie de mai mult. Vrem mai multă viteză? Ok, atunci trebuie să ne luăm o capacitate cilindrică mai mare. Vrem o accelerație mai bună? Atunci, clar, trebuie să căutăm exact același lucru. Dar automat cu asta, pe bune, și automat cu asta ne vom uita și într-o altă gamă de preț. Dar trecem la frâne, unde va recupera puțin teren și va primi nota 6. În mod normal, frânele aș spune că sunt de 5, dar ținând cont de faptul că avem ABS, vom acorda nota 6. Frâna spate mi se pare destul de moale și prinde, dar ABS-ul intră destul de ușor. Dar asta sunt sigur că este din cauza ciclisticii și a felului în care este ea gândită. În schimb, în momentul în care frânăm cu fața, garantat vom opri în timp util și la fel ABS-ul își face simțită prezența. Am pățit să merg prin București, iar pe aici din când în când se spală străzile cu o soluție destul de alunecoasă, pe care probabil dacă aș fi fost cu o altă motocicletă aș fi avut probleme în a frâna în timp util. Așa m-am bazat pe ABS, am sărit destul de tare pe frâne, am simțit când a intrat ABS-ul pe spate și mi-am dat seama că este un lucru bun să ai un astfel de feature. Dar ajungem din nou la sunet, iar la sunet va primi o notă mică, și anume 3. Se aude drăguț, este un sunet normal de scooter, de motocicletă, fără turbosport, care îți permite să ai o plimbare liniștită, care nu îți dă dureri de cap în momentul în care stai mai mult de 30 de minute pe el. Probabil sunetul poate fi îmbunătățit prin adăugarea unei tobe sport. Aici depinde foarte mult de fiecare și de așteptările pe care le are. Dacă vrei să se audă mai bine și să fii puțin mai vizibil prin trafic, iar oamenii să fie conștienți de prezența ta, da, poți să adaugi o tobă sport, dar nu consider că merită o astfel de investiție și că poți să recuperezi la fel de mult și când ajungi la semafor și te strecuri până ajungi primul în coloană. Pentru features va primi nota 4, iar asta pentru că nu are o grămadă de electronică, o grămadă de tehnologie pe ea. Într-adevăr, avem un board cu LCD, avem faruri pe LED care oferă o vizibilitate bună pe timp de noapte, avem ABS, dar cam atât. Am văzut modelele mai mari, frații mai mari, ajung să aibă chiar și traction control, frână combinată și o grămadă de alte tehnologii implementate deja pe motocicletele noi.
Aici nu este cazul, iar asta rezultă și într-un preț atât de mic. Chiar și așa, recuperăm la capitolul consum, unde va primi nota 9. Deși producătorul a declarat un consum de 2,7 litri la 100 de kilometri, pe testate, pentru că prefer să fac asta, prin București, în ritmul meu de mers, am scos un consum de 2,4 litri, mai puțin decât a declarat producătorul. Un lucru care nu cred că se întâmplă foarte des, dar ținând cont de faptul că nu am depășit foarte mult viteza de 60 de km la oră și am mers la cele mai aglomerate ore, un consum de 2,4 mi se pare mai mult decât perfect. Asta înseamnă că putem să mergem 100 de kilometri cu undeva la 15 lei. Având un rezervor de peste 7 litri, înseamnă că putem depăși bariera de 300 de kilometri cu un plin. Prin oraș, oricum dai la tot pasul de benzinării. Iar tocmai din acest motiv am spus că indicatorul de benzină este un lucru bun, pentru că uiți să alimentezi cu el. Cu o greutate de 135 de kg, va primi nota 9. Este manevrabil, iar faptul că centrul de greutate este jos oferă un mare plus, în special pentru cineva care vrea să se joace cu motorul așa cum fac acum, sau pentru cineva care este la început de drum. Este un mare plus pentru că nu trebuie să mai susțină atât de multe kilograme. În momentul în care începi pentru prima oară viața pe două roți pe o motocicletă de peste 200 de kilograme, consider că te chinui și te chinui mult, fără niciun scop anume, pentru că poți să începi clar pe ceva mult mai ușor, iar de acolo să crești. Scazi riscul de a avea un accident, scazi riscul de a nu opri în timp și, cel mai important, cred că scazi riscul de a cădea de pe loc cu vehiculul pe care l-ai. Pentru oraș va primi, evident, nota 10. Este al doilea vehicul ce primește nota maximă la acest capitol. De ce primește 10? Pentru că este gândit pentru așa ceva. Este ușor, manevrabil, se strecoară ușor, consumă puțin, prețul este redus și poți să ajungi din punctul A în punctul B mai repede decât ai putea să o faci cu absolut orice. În schimb, la sport o dăm în cealaltă extremă și va primi nota 2. Nu este un vehicul cu care să te plimbi pe curbe, cu care să dai cu scărițele sau poate cu genunchii pe jos, și clar nu este un vehicul cu care să intri pe circuit, să mergi puternic, să înveți să fii un pilot sau să faci tot felul de cascadorii. Pentru aceste lucruri clar există alte opțiuni. La fel și la touring, unde va primi nota 3. Vântul te bate destul de mult, dar putem ajuta acest lucru prin adăugarea unui parbriz mai mare sau un parbriz suplimentar. Consumă puțin, este destul de confortabil, poți să spui bagajele pe șa sau chiar și între picioare, dar pentru asta consider că există alte vehicule deja pregătite. După care recuperăm la capitolul preț, unde va primi nota 7. Iar asta pentru că un model exact ca acesta nu costă mai mult de 3100 de euro. Salut! O sumă pe care, dacă stai bine să te gândești, pentru o motocicletă de aceeași capacitate cilindrică nu prea poți să o plătești. Scuterele sunt clar mai ieftine, puțin mai fiabile și puțin mai manevrabile decât motocicletele de aceeași capacitate cilindrică. Aici, evident, depinde foarte mult de șasiu, de cadru, de suspensii și de livrarea puterii și distribuția greutății. Dar aici, suma pe care o plătești pentru așa ceva nu mi se pare deloc mare, pentru că va avea ușor-ușor un return of investment destul de mare și consider că în 3-4 ani începe să își amorseze cheltuiala. Nota personală, după mai bine de 400 de km și aproape 2 săptămâni de plimbat cu el, este 5. Este un vehicul bun, este interesant, își face treaba. Cum am spus, trebuie să ne gândim foarte bine la ce așteptări avem în momentul în care facem orice achiziție. Cu un total de 83 de puncte, SimJet 14 ajunge pe locul 10 în clasamentul nostru, la doar un punct de un rival destul de apropiat pe care l-am testat acum puțin timp. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți cei mai tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!